Здравствуйте. Экзамен на шедевцу чара публика пилу декларади Гащук Людмила. Причина чигила лачеря дике Марин Ждиката, формулата ди Гащук Людмила, катри Гащук Виталий, дергинент акчесори, дирекция стенца случалась, протекция фамилии Фалеш, привинти свачери касатурии, детерминари домичили копилу минор, инкасари пенсии ден тритинери копилу минор, шечери рекомендите формулата ди Гащук Виталий, катри Гащук Людмила, привинти детерминари домичили копилу минор, împotriva hotărârii judecătoriei Fălești din 27 iulie 2016, prin care acțiunea civilă formulată de Gășciuc Ludmila s-a admis parțial, iar acțiunea reconvențională formulată de Gășciuc Vitalie s-a admis integral, conform articolul 385 alineatul 1 litera a procedurii civile, colegiul civil decide. Respinge apelul declarat de Gășciuc Ludmila, menține hotărârea judecătoriei Fălești din 27 iulie 2016. Emisă în pricina civilă la acțiune formulată de Gășciuc Ludmila către Gășciuc Vitalie, intervenient accesoriu Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Fălești, privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului minor, încasarea pensiei de întreținere și la cerere reconvențională formulată de Gășciuc Vitalie către Gășciuc Ludmila privind determinarea domiciliului copilului minor. Decizia este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni prin intermediul Curții Supreme de Justiție. Ședința se declară închisă. Dar ce o decis instanța de fond? De a păstare de domiciliul la tata. Chiar dacă mama zice că tata a furat copilul. Chiar nu mama zice, chiar și este și o urmărire urmăririi penale. E bănuială rezonabilă, e început de cazul dat. Procuratura zice. Dar e oprit pentru că nu pot... Avocatul poporului spune același lucru. Și autoritatea specială spune același lucru. Și instanța ține cu el. Instanța ne contează cu aceste argumente. Să vedem. Deci contestați. Recurs la Curtea Supremă.